petrecut 50 de ani pe scenă și este fără îndoială unul din actorii emblematici ai României. George Mihăiță a împlinit ieri 70 de ani și de ziua lui le-a oferit prietenilor un cadou de suflet. O carte autobiografică scrisă cu emoție pentru cei care îl iubesc. 50 de ani de carieră și 70 de ani de viață. Cu ce gânduri primiți această... Te oprești la 50 de ani de carieră. Cu mare bucurie. Cu mare bucurie când observ că lași ceva în urmă. Chiar această carte e o mare bucurie pentru mine, pentru că publicul, ca să spun așa, cititorul, mă va cunoaște și altfel decât mă știe din piesele de teatru, din filme, de la televiziune, din întâlnirile pe care noi le avem. Cunoaște odată în plus omul Mihăiță și poate să-și facă o părere. Omul George Mihăiță a fost sărbătorit în stilul său boem, alături de prieteni dragi și de familie. Fratele actorului, care îi seamănă incredibil, ne-a dezvăluit câteva detalii haioase din copilărie. Mergeam împreună cu frații la furat de caise. Astăzi mergeam la vecini, mâine veneau vecini la noi. Tot timpul alergam din curte în curte. Era o nebunie a tinereții. El este de mic un actor. I-a plăcut viața asta și uite, a reușit. Fiul actorului Tudor a venit la eveniment însoțit de soție și de micuțul Marc. Am scris astăzi pe o rețea de socializare, am pus o poză cu el și am spus la mulți ani și am spus că pentru foarte mulți legendă, pentru mine supererou. Cu drag au venit la aniversare cei mai cunoscuți și respectați actori și artiști din România care i-au transmis un gând bun lui George Mihăiță. Suntem o mână de oameni, încăpem în 3 autobuze, din când în când ne numărăm ca să știm care dispare, care mai rămâne, de ce mai rămâne. George e o legendă, nu? Tot m-ați făcut legendă, chiar o legendă, e un om formidabil, pâinea lui Dumnezeu. Și evident că e un privilegiu să stai de vorbă cu un om ca asta și mai ales să intri în grații. Ce urați acum că are 50 de ani de carieră și 70 de ani de viață? 50 de ani de carieră? Nu cred. Va să credeți. 50 de ani de carieră? Ne-a cam luat pe mulți. Ce să-i urez? Sănătate și să-i dea înainte. Dar cu măsură așa, încet, să nu se risipească. Imaginea tânărului Mihăiță de atunci mă urmărește până în ziua de astăzi și mi se umple inima de bucurie să constat că astfel de oameni, iată, se maturizează și evoluează atât de frumos și nu vă ascund și chiar vă spun foarte sincer că mi-a fost, îmi este și îmi va fi un model în tot ce înseamnă cariera artistică. Am venit să-i spun la mulți ani colegului meu, George Mihăiță. Noi am fost colegi de an. Am intrat la IATC în același an, în 1968, și am absolvit împreună. Yes! Să ne întoarcem cu o poză din carte pe care am să vă rog să mi-o explicați și să-mi spuneți de ce nu adoptați acest stil mai des. Ia. Uite-te aici, Diana, asta e așa, uite-l. Nu cred. De când e asta? De vreo 6 ani de zile, Horațiu m-a vrut în revizorul și mi-a spus în ziua premierei, vrei să te tunzi? Zero. Și am spus, da, mă tun zero. M-am dus la frizer și am făcut imagini cu mai puțin. Da, cu da, mai, da. Până am ajuns. Și așa am jucat și am rămas câțiva ani fără, când m-am întâlnit cu colegul meu Mircea Diaconu, după aia mi-a crescut părul, ce tu ai păr, păi parcă n-avei. Revizorul. Avem aici pagini în care ne spuneți despre roluri și premii pe care le-ați luat. Nu da. Vreau să enumăr aici, că sunt o mulțime. Care vă e cel mai drag, dacă ar fi să puneți? Cel mai drag premiu, evident, premiu Uniter pentru cel mai bun actor în rol principal. Și cel mai drag rol? Casa Zoicăi. Și cel mai am câteva, am pe film, am Reconstituirea, da. Și undeva la Palilula, în regia lui Purcărete, care l-am făcut acum câțiva ani, tot așa, rol principal. Iar pe teatru, să nu vorbesc de cele care le-am jucat, ci vorbesc de cele care le joc acum. Uh-huh. Joc într-o piesă extraordinară la Teatrul Act, după Moromeții,
Păi despre ce vorbim noi aici, domnule, în regia lui Sandu Dabija, Marcel Iure joacă Ilie Moromete, eu joc Cocoșilă, o piesă în două personaje. Da, da, da. De tare, tare, dar voi nu veniți. Nu voi. Aici are dreptate. Da, ia spune tu, de cât timp ai cartea mea? Ia spune tu de cât. De ieri la prânz. Și cât ai citit? Pagina, prima pagină și a doua. Cuprinsul. Bun. Cuprinsul. Gata. Și l-am văzut pe Tudor. Hai pe să hai să vorbim și despre o altă piesă în care joc, este Shylock, joc cu Horațiu Mălăele la Teatru de Comedie și de asemenea joc cu Maia Morgenstern și Horațiu Mălăele și Valentin Teodosiu și Mircea Rusu în cea mai tare comedie care poate exista la ora actuală pe piață, Ferrari se cheamă. S-a făcut o rușine. Ai făcut mică, nu? M-am făcut mică, rău de tot. Am văzut-o acolo și nu pot să nu o îmbrățișez pe cea care mi-a fost profesoară 4 ani de zile, doamna Sanda Manu. Extraordinar pedagog. După 40 de ani mi-a înmânat ca o diplomă așa și scria pe ea ceea ce a spus Eugenia Popovici, care era președinta comisiei când am intrat eu la institut. A scris așa, după ce am fost eu în scenă, cum s-ar spune: hazul e o floare rară, iar băiatul ăsta a venit cu un buchet. Ce tare! Frumos, ce compliment, mai ales de început. O să vă aranjez o șuviță de aici, din, da? Din creștere, care se vrea exact cum era acolo. O să-ți aranjez și eu o șuviță. Pentru că, Diana, zicea mai devreme, uite-te la coperta asta și zi-mi câteva atribute a actorului George Mihăiță. Și Diana a zis, primul rând, că nu poate să vă imagineze fără zâmbetul pe buze. Întotdeauna ați fost o fire veselă? Da, am și fost confundat cu Ion Iliescu. Cum așa? Unde? Când? Păi, îmi zice lumea că am zâmbetul domnul Iliescu, dar îmi place pentru că îl consider un prieten, ca și mulți alți prieteni pe care i-am și din politică și din cultură, dar de unde nu îi am. Și mă bucur că așa am fost obișnuit de mic să zâmbesc. Și îmi place să, pentru că eu am mai spus, eu văd partea plină a paharului. Mă lupt pentru asta. Cât de important e pentru oameni să-și păstreze zâmbetul? Este foarte important, cu atât mai mult cu cât îmi dau seama că e bine ce fac, pentru că în ultimul timp citesc cărți motivaționale și într-adevăr îți recomand. Este important să vezi partea plină a paharului. Citeam aici undeva, dar am pierdut acum pagina. M-am născut dintr-un hohot de râs. Da, asta e după o poezie a lui Marin Sorescu, dar am să vă spun câteva versuri la sfârșit, să-mi spuneți când e, când e încheierea. Mie îmi place foarte mult să recit, chiar aseară când am fost sărbătorit la, uite, Simona Halep, eram în drum spre Cluj și în spate Horațiu, care mă pândește. Da, îmi place să recit, vă spuneam, din poezia românească foarte mult, așa m-am apropiat de Muzeul Literaturii Române, avem proiecte împreună și cu Teatrul Dramaturgilor la fel și e o bucurie să pot spune oamenilor lucruri care să le meargă la suflet. Da. De exemplu, vreți să... Da, vă rugăm. Aș vrea. Da. Aș vrea. E foarte greu, da. Foaie verde de mohor când voi vrea. Prieteni, să mor, când voi vrea să nu mai fiu, să mă duc, să nu mai viu, să tocmiți 9 tâmplari. Care credeți că-s mai mari? Și înainte de a le spune ce vor face ei anume, să-i sloboziți în beci, să bea vinurile reci până ce s-or îmbăta și or începe a cânta și apoi prindeți 4 fete care-s mai puțin și rete, cu sprâncenele prelungi și picioare musai lungi și apoi foaie de mohor dați-le tâmplari să le deranindea până ori scoate scândurea și din ea facă-mi sicriu colorat trandafiriu ca fetele prea curate să mă poarte însărcinate spre capăt de veșnicie, foaie verde așa să fie. Ce frumos! Ce face la ora 12? Asta a sintetizat exact tot ce are nevoie omul într-o viață. Exact. Foarte tare, foarte, foarte tare. Acolo, de exemplu, la microfon. La microfon. Întâlnirea cu Michael Jackson de la Cotroceni. Așa.
E o întâlnire... Ce an? 94 sau 92? Deci n-am reușit să-l prind nicăieri. Erau gorilele alea în jurul lui și aflasem că merge, iată, la domnul Iliescu. Chiar cu Iliescu s-a întâlnit, nu? Da, 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 doi zâmbăreți și un timid. Și l-am prins acolo și domnul Iliescu mi-a fost translator și a fost emoționant pentru că eu voiam să, nu atât pentru mine, cât pentru adolescenți, pentru că aveam revista Salut. Da. Și l-am prins acolo și la un moment dat mergea, mi-a spus domnul Iliescu traseul și am fost și noi la 2 metri în spate, eu și încă câțiva, erau mulți reporteri străini. Și la un moment dat s-a întors spre agentul lui Michael și i-a zis, eu mai ies de aici. Spuneți-ne ce fac copii. Foarte bine, au fost și ei aseară. Cel mic, Vlăduț, este fotbalist, profesionist la FCSB. Pare rău, Diana. Nu e nicio problemă, eu aplaud performanța. Andreiaș, cel care e cu un an mai mare, 15 ani jumate, este tenismen de performanță cu câteva... Te-ai încurajat pe sport? Iar de Tudor, nu vă mai spun că știți și voi, cel mai titrat antrenor jucător de jiu-jitsu brazilian, cu 10 campioni mondiali, 20 campioni europeni. Ați fost o fire sportivă? Cum? Ați fost o fire sportivă? Da, sigur, totdeauna. Păi altfel nu te menții pe scenă dacă nu faci și sport. Ce v-a plăcut? Și să spun de Tudor, da, fiind antrenor-jucător, la categoria lui de vârstă, la 41 de ani, anul ăsta a ieșit campion european. Mamă, felicitări, Tudor! Bine! Și dacă niciunul nu face actorie. Da, tenis, foarte mult tenis și fotbal. Da. Aia, să vă povestească Tudor cum zice că îi nodam picioarele, deși acum îi pare rău că nu poate să joace la fel ca mine. Dar e pe treaba lui, cum se spune, și e foarte, foarte, foarte serios. Deci o familie sportivi. Pot să profit să salut și pe eu oricine. Noi mei prieteni de pe Facebook și să le mulțumesc că mă urmăresc. Opa! Sunteți pe Facebook? Da, nu numai că sunt pe Facebook. Am făcut un concurs și 5 din prietenii de pe Facebook au fost aseară la sărbătorirea mea. Da, și le-am oferit câte o carte. Mamă, ce frumos! Cum vedeți chestia asta cu noua generație, cu tehnologia și cu Facebook și cu rețelele de socializare? În primul rând, n-ai încotro. Ea a venit, ea vine, tăvăluc și important e să nu o lași să treacă pe lângă tine. Dacă poți să te agăți de ea și dacă ți este de folos, atunci te agăți și mergi cu trenul ăsta mai departe. Ce bine. Dacă îmi dați voie, am și o întrebare pentru domnul Mihai, că nu-mi permis să zic Mihăiță, n-am. Pentru cine nu știe gluma, da. Aș fi fata lui Bănel Nicolin. Așa zicea și el. Cum așa zicea și el? Ca să mă înțelegeți, chiar îl parafrazam pe băiețel. Adică așa zice. Nu știi că a zis-o peste tot. Ziceți la microfon. La microfon. Am spus-o, a venit echipa Steaua la teatru. Da. Bănel i-a spus lui Valer Găseală, care era este președintele clubului. Când mai joacă Nea Mihai? Și Argăseală zice, hai bă, Nea Mihai, e Mihăiță, hai bre, nu-mi permit. Diminutive. Hai să vă spun acum. La al doilea spectacol a venit iar Bănel și zice, Nevali, când mai joacă Nea Mihai? Păi, hai că mai mergem. La al treilea spectacol eu nu jucam. Și la sfârșit îi zice Bănel lui Vali, Nevali, dar titularii nu joacă. Și aia e, că după al patrulea spectacol m-a sunat Bănel și mi-a zis, Nea Mihai, dă-mă Bănele, m-a tapă pe teatru, ești Ronaldinho. Pune comparație, ce vrei? Deci să reiau, că de fapt întrebarea n-am pus-o. Știu că în armată ați ajutat un om celebru. Vreau să-mi spuneți cum. Sau să ne spuneți. L-am ajutat să iasă pe poartă. Pe cine? Păi, cum? Eu armata am făcut-o la 32 de ani și am făcut vreo 3 săptămâni de armată. Pe urmă am venit la București. La 32? Cum la 32? 32, păi am tot ocolit. Am făcut slalom până atunci. Ați avut treabă. Da, am avut treabă. Bun, și m-am dus și era ministru Ion Coman, un om extraordinar. Spunea, du-te mă, Mihăiță, la armată, că în caz de război tu tot poezii o să spui. Bun, și eu îi mai scoteam câte 4, câte 5, câte 7 pe poarta unității, să ieșim în oraș. Și la un dat unul mai rotofei așa, aer superior, zice, nu mă scoți și pe mine? Ba da, mă, hai, vină cu noi. Cum te cheamă? Andrei Pleșu.
Deci eu știu, tu ceva. Eu știu mai multe, știu că aveți și o amintire foarte, foarte interesantă cu Toma Caragiu. Da, pe care am văzut-o și în carte și cred că e și ilustrat da, aici. Da, scriam, eu am făcut școala de muzică la Ploiești câțiva ani și atunci l-am cunoscut pe Toma Caragiu. Ce când aveam 14 ani la flaut cântam. Da, da, l-am cunoscut pe Toma Caragiu și soarta a făcut ca după 10 ani să fiu coleg cu el la Teatru Bulandra, să joc în celebrele BD-uri unde eu jucam Haralambie Harparete. Bărulețul meu jos pălăria este pe strada Toma Caragiu. Eu am jucat primarul în Revizorul, cum a jucat și Toma. Am primit de la Horațiu Mălăele un fluier cu care juca Toma Caragiu în Depretore Vincenzo când l-am văzut eu la Ploiești și mă urmărește imaginea lui Toma, extraordinar, și mă inspiră în același timp. Unde pot găsi oamenii volumul ăsta? O să anunț și pe Facebook, cred că îl pot găsi la librăriile Humanitas și Cărturești. Deocamdată și mai vedem după. Eu vreau să știu din copilărie că am citit undeva că vi se spunea franzeluță. Da, franzeluță, pentru că mama mea lucra la pâine, era vânzătoare la pâine și toți artiștii care veneau la clubul Flacăra, cum ar fi Casa de Cultură acum, veneau și știau că e unul franzeluță și, băi, franzeluță, Stella, Steluța Popescu, băi, franzeluță, băi, seama și-am ajuns coleg cu ea, franzeluță, adune și nouă o pâine, un covrig, și le aduceam, mergeam și le aduceam și tot timpul când ei veneau, eu eram prezent în culise, eram înnebunit de scenă. Acum ați făcut prima oară muzică, după aia ați trecut la teatru? Nu, da, bine, știi cum e, actor te naști, te trezești în clasă că unul e mai, mai șuie. Erați, nu? Erați un fel. Da, erați da, 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 da. Sufletul. Păi îți spuneau profesorii că ori ajung actor, ori vai de capul meu. Aveam toate șansele și vai de capul meu. Și așa am ajuns, pe urmă am jucat pe scena Casei de Cultură din Moreni, ca artist amator, cum era atunci, nu ca tine, profesionist. Și încet, încet, pe urmă am dat examen la institut, am căzut și am intrat iar, ultimul, cu Mircea Diaconu, toate poveștile le avem aici. Mamă, de-abia aștept să răsfoiesc. Chiar îmi pare rău că n-am prins. Și că tot ziceați mai devreme și ne-ați povestit de întâmplarea cu Bănel. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Avem pe Flori, care este chiar acum live, cu un invitat care vrea să vă salute și să vă ureze toate cele bune. Bună, Flori!